După partida de duminică cu ASEA Târgu Mureș, jurnaliștii sportivi au reluat discuția despre meciul de acum două luni de pe Marina Anastasovici, când Astra a învins cu 3-1 pe ASA și a facilitat steliștilor accesul la câștigarea campionatului. Antrenorului Marius Șumudică i-au fost amintite discuțiile de atunci cu privire la posibilitatea ca Astra să fi fost stimulată de către Steaua, valiza cu bani stând la mijlocul discuțiilor. Se spune atunci de o valiză, dumneavoastră ați negat, a fost vorba de vreo valiză atunci? Păi întrebați-l pe Sepsi de ce m-a întrebat pe mine. Întrebați-l pe Sepsi. E cel mai ușor. Pe mine nu aveți. Păi ce să mă întrebați pe mine? Din partea cui să primesc? Păi da, vrei să stea iară Gigi Becali pe la pușcărie, ce să primesc din partea Steleu? Dacă noi am primit vreun ban, să ne luăm lumânări de ei, dacă nu să-și ia Sepsi. Uite, în direct. Vă spun eu acum, dacă noi am primit vreun ban de la Steaua, să dea Dumnezeu să ne luăm lumânări de banii ăia. Dacă nu, să-și ia ăla care crede că noi am luat vreo valiză.